Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, activitatea cotidiană își revine la normal. Printre cei care au revenit la activități normale sunt și cei de la Poliția Locală Deva, care au reluat întâlnirile cu elevii din reședința de județ la solicitarea școlilor la care aceștia învață. În cadrul acestor întâlniri, tinerilor li se vorbește despre mai multe aspecte legale, printre acestea fiind și răspunderea contravențională, dar și cea penală, care apar odată cu împlinirea vârstei de 14 ani. Este foarte îmbucurător faptul că ne-am putut relua activitățile pe care le-am făcut atâta timp înainte de pandemie. Discutăm despre grup puțin de elevi care au împlinit vârsta de 14 ani sau în viitorul apropiat vor împlini această vârstă. Ocazie cu care voi discuta cu ei despre răspunderea penală, contravențională, ce înseamnă să ai 14 ani, pentru că din ce am observat ei nu cunosc minimal drepturile și obligațiile pe care le-au odată cu împlinirea vârstei de 14 ani. Dacă la răspunderea penală sunt câteva excepții în ceea ce îi privește pe tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, aceștia nu sunt însă exonerați de cea contravențională. Astfel, una dintre contravențiile la care tinerii sunt expuși în ultima perioadă este circulația neregulamentară cu trotineta electrică, sancțiunea aplicată în acest caz apropiindu-se de 600 de lei. Ținând cont de faptul că pe raza municipiului Deva au apărut trotinetele electrice, este foarte importantă conștientizarea lor, condițiile în care pot fi utilizate aceste trotinete și, în primul rând, condițiile în care le pot utiliza în siguranță, pentru că trotinetele electrice pot fi utilizate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, cu condiția cumulativă să aibă actul de identitate asupra lor, între 14 și 16 ani, au obligativitatea de a folosi casca dacă circulă în carosabil și este interzis circulația pe trotuar, pentru că toată lumea credea că poate să circule cu trotineta electrică pe trotuar. Nu, este contravenție. Contravenție sancționată cu 4 puncte amendă, adică sancțiunii contravenționale este de 580 de lei și cu această ocazie doresc să le aduc la cunoștință condițiile în care pot circula în siguranță și în legalitate pe raza municipiului Deva. În Deva, numărul de trotinete electrice a crescut de la sfârșitul lunii martie, când municipalitatea a achiziționat mai multe astfel de mijloace de locomoție, care pot fi închiriate de locuitorii din reședința de județ.